Domnule Trupca, pe parcursul carierei dumneavoastră, ce experiență aveți în agricultură, ce vă face ca astăzi să reprezentați interesele agricultorilor în Parlamentul de la Chișinău? E o întrebare foarte pertinentă, eu cred, fiindcă orice om care s-ar uita pe CV-ul meu, fiind născut în Chișinău, părinți din Chișinău, bunei din Chișinău, studii în domeniul administrativ și nici de cum în agricultură, cumva mă se întreabă de ce caut eu în general în Comisia Agricultură și într-o altă comisie. Ori eu, Valens Noles, fiind am activat mulți ani în consultanță, în consultanță foarte înaltă și, practic, sunt evaluatorul la mijloc de termen și la final de termen a ultimei strategii. Unul dintre autorii actualei strategii de agricultură. Autorul la tot ce înseamnă dezvoltare rurală în Republica Moldova la nivel de politici, tot ce s-a aprobat de guvern din 2019 încoace, sunt unul dintre autori, alături de alți colegi care am lucrat la aceste documente. Sunt autor la mai multe programe de dezvoltare ale subsectoarelor. Vorbim aici de sectorul apicultură. Am lucrat pentru dezvoltarea sectorului în domeniul pomicultură, domeniul zootehnie și cărni în special. Deci sunt un șir de documente strategice pentru dezvoltarea agriculturii, la care eu din 2016 până în prezent, practic, am fost fie direct, fie în mod solitar responsabil și sunt autorul acestor documente. Deci, respectiv, pentru mine, agricultura este un domeniu, da, poate mai degrabă teoretic, fiindcă nu am făcut agricultură practică decât la casa părinților care, nu știu, niște roșii și castraveți, dar eu înțeleg din punct de vedere al cifrelor și al economiei, ceea ce eu cred că astăzi nu ne ajunge nouă, din păcate, în sectorul nostru agricol, latura economic și o analiză profundă și o înțelegere a sectorului economic. Și, de fapt, agricultura este partea economiei și nu trebuie văzută separată de restul economiei naționale.